Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În actualitate, acum ministrul Sănătății, doctorul Alexandru Rafila, spune că România se află pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere a infectărilor cu COVID în Europa. Cum era de anticipat, valul 5 a ajuns și la noi, dar viteza cu care se ridică e totuși îngrijorător de mare. L-am sunat pe domnul ministru, bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți că suntem pe un trend masiv de creștere, dar noi vedem că numărul de cazuri diagnosticate prin testare, ce se comunică în fiecare zi la ora 13, numărul acesta nu crește atât de repede. Care e explicația? De ce? Ce se întâmplă? A crescut foarte repede, bună dimineața încă o dată, a crescut foarte repede timp de circa o săptămână, dacă vă uitați pe cifre. Eu discut despre o rată de producere, de reproducere a infecției care prezintă o situație pentru ultimele 14 zile. Nu este relevant totdeauna să vezi cifrele dintr-o anumită zi, ci să vezi un trend și există o formulă de calcul, nu intru acum în detalii, care arată care este rata de reproducere. În momentul de față în România este de circa 1,7, una foarte înaltă. Noi am plecat de la o situație foarte bună, aveam 0,7, numărul de cazuri era foarte mic, cădea de la zi la zi. În momentul de față, așa cum vă spuneam, ne aflăm în mod evident pe un trend crescător și rămâne să vedem în zilele următoare care va fi evoluția. Sigur, sperăm să se stabilizeze, dacă se poate spune așa, dar nu cred că trebuie să fim extrem de optimiști în acest moment. V-ați referit la numărul de reproducere, faimosul număr R, am tot vorbit la radio despre asta. Exact. A ajuns la 1,7. A fost vreodată la valoarea asta de când a început pandemia? Aproape de această valoare a fost în valul 4, 1,63 sau 1,64, cred că a fost la un anumit moment. În momentul de față avem în jur de 1,7. Sigur, sunt valori care se schimbă pe măsură ce se introduc datele zilnice, dar... Ce înseamnă asta, practic? Asta înseamnă că o persoană infectată, de exemplu, îmbolnăvește 1,7 persoane, dacă se poate spune așa. Adică îmbolnăvește mai mult de o persoană. Dacă rata de reproducere este 1, atunci se stabilizează numărul de cazuri. Dacă rata de reproducere este subunitară, atunci scade numărul de cazuri. Dacă este supraunitară, cum este situația din acest moment, înseamnă că numărul de cazuri crește. Da, dar nu pare, adică la prima vedere, așa, pentru cine nu se pricepe, la prima vedere, 1,7 nu pare mult. E mult? E mult, e mult, pentru că, mai ales având în vedere durata de incubație, care e destul de scurtă, mai ales pentru tulpina Omicron, e de 3-4 zile. Asta înseamnă că la fiecare 3-4 zile ar trebui să mulțim cu 1,7 numărul de cazuri registrate într-o anumită în intervalul acesta de timp. Care credeți că e numărul real de cazuri în România? Nu pot să spun care e numărul real de cazuri, e foarte greu de stabilit. Știți bine că studiile de seroprevalență făcute în alte țări arată că între numărul cazurilor diagnosticate și numărul cazurilor care există, pentru că sunt foarte multe asimptomatice, este o proporție de 1-5. Vă așteptați la 10.000 de cazuri, nu? E posibil să avem și în România 10.000 de cazuri. Gândiți-vă că o țară de 3 ori și jumătate mai mare decât noi, cum este Franța, a ajuns la un sfert de milion de cazuri înregistrate zilnic. Așa că nu putem exclude o astfel de evoluție și cel mai important este modul în care vom fi capabili să preluăm persoanele care au nevoie de spitalizare. Chiar dacă procentul lor va fi mai mic decât în alte bolnăvirile cu alte variante decât Omicron, având în vedere numărul mare de cazuri, este posibil ca și proporția sau numărul de cazuri care trebuie internate în spital într-un interval scurt de timp să fie foarte mare și asta este de fapt principala noastră preocupare în acest moment. Vedeți deja, sunt convins, date din țări cu număr mare de cazuri, cum ar fi Franța, Marea Britanie, acolo și populația este vaccinată într-o măsură mai mare decât la noi. Aveți deja niște concluzii, măcar parțiale, privind efectul variantei Omicron asupra populației vaccinate prin comparație cu efectul asupra populației nevaccinate? Da, putem să discutăm acest lucru.
proporția de cazuri care prezintă, asta nu trebuie neapărat să luăm de Marea Britanie, putem să vedem și la noi ce se întâmplă, proporția de cazuri care au complicații și care duc chiar la deces între persoane vaccinate și cele nevaccinate este de 1 la 9, adică de 9 ori mai multe persoane nevaccinate ajung în situația de a avea forme grave ale bolii și ajung, din păcate, și la deces. Lucrul ăsta este deja general cunoscut. În ceea ce privește proporția de persoane internate în spitale dintre persoanele infectate cu noul coronavirus, acolo diferențele nu sunt așa de mari, dar până la urmă ne interesează să protejăm categoria cea mai vulnerabilă și să împiedicăm decesul, pentru că până la urmă lucrul ăsta e cel mai important. Cât credeți că mai durează? Adică, când scăpăm? Când devine din pandemie endemie? Așa, ca răceile. Nu pot să dau fac alte astfel de pronosticuri. Toată lumea speră că acest val Omicron să fie ultimul care pune probleme majore sănătății publice. De fapt, e clar că această infecție nu va dispărea. Important este să nu mai fie cazuri multe într-o perioadă scurtă de timp care să bulverseze sistemele de sănătate. Nu pot să știi mai bine, mai multe prevară în ceea ce privește o potențială stabilizare a pandemiei și un regres al numărului de cazuri în majoritatea statelor lumii. Sau o să vedem dacă, Doamne ferește, apare o altă variantă care din nou se poate răspândi cu ușurință. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea ministrul sănătății, doctorul Alexandru Rafila. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.